o instituție medicală la cel mai ridicat nivel cu putință. Este o instituție în subordinea Ministerului Apărării Naționale, în speța Spitalului Militar de la Timișoara, care se va adresa pe de o parte celor care sunt asigurați la Casa Oțnaș, adică militari, rezerviști, iar pe de altă parte personalului civil, mă rog, tuturor arădenilor care doresc servicii medicale de cea mai bună calitate. Pentru mine este un vis împlinit, pentru că mi-am dorit nespus de mult ca acest ambulatoriu să ia naștere și astăzi eu cred că e o zi importantă pentru Arad și pentru arădeni.